fost un meci greu, un joc foarte dificil. Știam că întâlnim o echipă care nu trece printr-o perioadă foarte bună, o echipă care are jucători buni, jucători cu calitate, un lot bun. Își doreau foarte mult să treacă de această pasă pe care au avut-o și de la meci la meci, normal, trebuie să dai mai mult și trebuie să ai orgoliu ca să poți să treci pe această pasă. Și atunci știam că va fi un meci dificil. Am jucat la o temperatură ridicată și n-a fost ușor nici pentru echipă, nici pentru cealaltă. Până la urmă mă bucur și felicit jucătorii pentru victorie. Erau importante punctele pentru noi. Au fost muncite și încă o dată felicit jucătorii pentru tot ce au făcut, pentru meciul de astăzi. Dar trebuie să continuăm pentru că mai avem 8 meciuri și sunt dificile. Toate meciurile sunt pe multe de cuțit. Această perioadă fericită, cea mai bună echipă din campionat în acest an. Da, mulțumim lui Dumnezeu, a fost bine, suntem într-o perioadă bună, într-un moment bun. Sper să continuăm așa cât mai mult, pentru că ne dorim enorm să ne realizăm obiectivul. Și v-am spus, urmează încă 2 meciuri într-o săptămână, meciul cu Chindia, unul foarte, foarte important pentru noi, la fel și cu Viitorul. Ne dorim să scoatem maxim din aceste 2 meci. În fost din Amovic, Ion Gheorghe, autorul golului Victorii, a fost declarat jucătorul. Ion Gheorghe e un jucător extraordinar, un jucător sub 21, joacă foarte bine, îmi place de el, se antrenează foarte bine, un băiat cu minte, un băiat de viitor, cred că are în față un viitor strălucit, poate să facă performanță și să ajungă la un nivel foarte ridicat. Sunteți deja un antrenor cu experiență și antrenat în experiență. Și ultima întrebare, credeți că Dinamo va reprograma? Nu vreau să vorbesc despre Dinamo, pentru că atât cât am antrenat la Dinamo, m-am simțit bine 3 luni, 4 luni, nu știu cât am antrenat, m-am simțit bine, mi-am dorit din suflet să reușesc cu Dinamo. E o echipă puternică, un club mare, un brand în România, un nume important și mi-am dorit foarte mult să fac performanță. Nu vreau să vorbesc. Vreau să le urez baftă în continuare și până la urmă eu sunt la fel voluntar și îmi doresc să ne îndeplinim obiectiv.